Elevii cer și siguranță pe lângă un proces educațional adecvat în această perioadă. Reprezentanții acestora spun că se tem pentru sănătatea lor și a celor apropiați. Fără o testare în masă, nu se poate ști cine este infectat sau nu. Este frică, pentru că nu știm niciodată dacă avem un coleg sau un profesor, poate e asimptomatic, poate are ceva, o cunoștință care a luat contact și care a fost infectată. Deci da, frica există și cumva e un risc pe care noi toți ne-l asumăm atunci când venim la școală. Iar elevii constanțeni nu au fost imuni la noul coronavirus. De la începutul anului școlar și până în prezent, potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică, aproximativ 100 de elevi din Constanța au fost confirmați cu virusul SARS-CoV-2. De asemenea, în aceeași perioadă, zeci de cadre didactice și studenți s-au îmbolnăvit cu noul coronavirus. Numărul de infectări care au apărut în unitățile de învățământ din județ, dar și din țară, i-a determinat pe elevi să solicite testarea pentru virusul SARS-CoV-2. Considerat că este absolut imperios ca testările să se facă masiv, mai ales în perioada aceasta când este și sezonul gripal, și vedem că tot mai multe școli se închid și vedem că multe școli nu au dotările necesare pentru a continua educația de acasă, de care se tot vorbește. Și atunci este mult mai fezabil cumva să faci testări ca să poți să ții elevii la școală și să asiguri o izolare a celor care sunt infectați, decât să trecem online cu dotări care poate sunt, care nu există în unele situații. Ideea de testare în rândul elevilor, dar și a personalului didactic, este susținută și de profesori. Aceasta este și părerea directorului de la Colegiul Mircea cel Bătrân. Aici nu a fost înregistrat niciun caz de infectare cu noul coronavirus. E utilă în colectivitate o asemenea testare. În unitatea noastră am făcut la începutul anului școlar testarea întregului colectiv de profesori. Și cred eu că și asta ne-a dat o siguranță mai mare în activitate. Consiliul Elevilor spune că fondurile pentru o posibilă testare ar trebui să fie asigurate de autoritățile centrale în colaborare cu cele locale. În Constanța, la începutul anului școlar, cadre didactice din unitățile de învățământ din municipiu au fost testate pentru virusul SARS-CoV-2.